fost un an foarte ocupat din partea mea, dar cum menirea primarului este să-și desfășoare activitatea pentru comunitate, zic eu că a fost foarte încărcat cu proiecte multe, realizări multe și duse la bun sfârșit, exact așa cum trebuiau să fie. Importanța proiectelor este deosebită pentru comunitate. Fiecare proiect are utilitatea lui și e bun realizat exact pentru fiecare segment al comunității. Am introdus internet gratuit în toată comuna. Deci localitatea Târgușor și Mireasa dispune de internet pe domeniul public pe toată suprafața comunei. Wireless, da, da. Pe lângă internet am mai montat și 8 camere de supraveghere. În momentul de față sunt instalate pe intrările în localitate. Deci dinspre Nicolae Bălcescu, Mireasa, Cogălnicianu, Cheia, urmând ca restul să le montăm pe celelalte străzi, să eliminăm din furturi, infracționalitatea, da, să o mai stopăm. Ca o utilitate foarte bună, a zice, capela mortoară. Dacă inițial, după construirea ei, am crezut că nu va fi folosită, pot spune că am rămas surprins pentru faptul că după finalizare și dare în folosință, nimeni nu a mai ținut decedatul acasă. În condițiile în care capela este dotată cu absolut tot ce este necesar. Capac frigorific, am făcut o bucătărie unde avem plită electrică, frigider, filtru de cafea, veselă, absolut tot ceea ce este necesar. Alt proiect, anveloparea școlii și a grădinii, deci izolație. Era necesară izolarea acestor instituții pentru că se pierdea foarte multă căldură. Au fost izolate, în pod au fost introdusă vată minerală. Bani? Bugetul local. Să o comună bogată. Aș putea să spun că suntem și mai e aici un aspect, dacă ești gospodar și îți drămuiești banii, poți face lucruri frumoase. Alt proiect a fost asfaltarea drumului din comună. Aici a fost colaborarea cu Consiliul Județean. Consiliul Județean, prin REA JDP, l-au asfaltat. Nu fusese asfaltat de prin anii 80. Ce drum este? Drumul județean 225. Este porțiunea de drum care face legătura între 222 cu 225. De când nu fusese asfaltat? A fost asfaltat anul trecut prin... De când nu fusese? Cred că prin 80, 81, 82, cam așa. Ultimul covor asfaltic. Așa, plombări au mai fost făcute, da. S-a construit un sediu administrativ, remiză, PSI, șoproane în curtea primăriei, pentru că aveam utilajele, microbuzele, nu aveam unde să le băgăm la adăpost, lemne, cărbuni, stăteau afară, le-am făcut șoproane, acum toate sunt depozitate în mod corespunzător. Am reabilitat sistemul de iluminat public în comună, toată comuna, deci Târgușor și Mireasa, prin înlocuirea cablurilor de aluminiu prin cablu torsadat și am schimbat toate lămpile care erau neoane sau economice, le-am schimbat cu lămpi pe LED. Deci lungimea cablului a fost de aproximativ 15 km. Și au fost înlocuite lămpile, montându-se 500 de lămpi pe LED. Făcând o medie,
facem o reducere undeva la 20% la factură, mai puțin față de vechiul sistem de iluminat și plus de asta se asigură un iluminat mult mai bun față de cel. De când am venit la primărie, în funcția de primar, mi-am dorit ca școala să beneficieze de toate dotările necesare desfășurării unei activități foarte bune de educație. Să se ridice la nivelul celor de la oraș. Acordăm burse de merit, bursele sociale, burse de merit copiilor care sunt, zic eu, substanțiale. Bursa socială 480 de lei pe an și bursa de merit 600 de lei pe an. Proiectul pe asfaltare este deja finalizat, plătit, primit banii de la Ministerul Dezvoltării, a fost achitat, urmând ca ordinul de începere pentru asfaltare să-l dau după ce încep lucrarea cu apa canalizarea. Să începem să facem lucrarea exact cum trebuie, nu asfaltez și stric asfaltul ca să introduc apa canalizare. Introducem apă canalizare pe o anumită porțiune, 20-30%, după care dau drumul la ordinul de începere a lucrărilor la asfaltare și zic eu că vom merge în paralel să finalizăm lucrarea exact cum trebuie. Am proiect depus la Ministerul Dezvoltării. Așteptăm acum să vedem dacă va începe o nouă sesiune de... Dacă îl declară eligibil sau... Da, vedem pe PNDL 3. Sunt zvonuri care fi și un PNDL 3 următor. Dar noi ne-am pregătit cu proiectul. Pentru 2019 îmi propun și sunt în lucru. Deci nu rămân doar la faza de ce îmi doresc. Vorbesc de ceea ce am și început. Am un proiect în lucru pentru reabilitare și dotare dispensar. Vreau să-l reabilitez și să-l dotez cu aparatură medicală, să dotăm cu un EKG și cu un ecograf. În clădirea dispensarului își desfășoară activitatea și o farmacie și un cabinet stomatologic. Cabinetul stomatologic tot așa să-l dotăm cu aparatură ultramodernă, tot pentru binele locuitorilor. Am în lucru un proiect să construiesc un balon peste terenul de sport, teren multifuncțional, care îl avem în curtea școlii, teren cu gazon artificial și vreau să-i fac balon la copăr, ca elevii să poată să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții și pe timp de iarnă a orelor de sport. Să finalizez proiectul cu asfaltarea tuturor străzilor, apa canalizare Târgușor, pentru că apa la Mireasa oricum este aproape finalizată, și gazele naturale. Astea ar fi proiectele cele mai mari și dorința mea cea mai mare. Să poată fi realizate. Anul 2019. Că cu gazele zic eu că peste câțiva ani se va realiza. Dar știți cum e, cu cât mai repede, cu atât mai bine.